Mama nu are concediu, mama nu are liber, mama, ea permanent este în lucru, zi și noapte, e și medic, e și învățător, eu mă simt mama. Și mei, cea mai mică Sofia, Alexandru, Vladimir și Denis. Am patru copii care sunt scopul și sensul vieții. Mă stăresc să le ofer, dacă nu absolut, dar măcar strictul necesar, deoarece este destul de greu să crești, un copil e greu să crești, dar când sunt patru, cerințele sunt de patru ori mai multe. Familia noastră este salariul soțului meu, care este de 2400. Și indemnizația, ajutorul social și alocația pe copil că am lucrat, adică este la 3.000-3.500, în orice caz un salariu de 5-6.000, adică noi avem venitul acesta și ne stăruim cu el să, în primul rând, achit gazda, stând la gazdă și 2.000 de lei din 6.000 rămâi cu 4 și mai trebuie să achit și facturile și mai trebuie să achit și grădinița. Și eu înțeleg că stând aici îmi fac față. Nu rămâne altceva decât să plec la locul peste hotare, să las copiii cu soțul. Pentru a le oferi un viitor mai bun. Și nu m-am gândit niciodată că de când am născut primul copil, nu i-am lăsat nici pentru o zi, adică, mă rog, se duceau la bunica, nu se peție, dar în orice caz să plec pe o perioadă mai îndelungată, nu a fost să fie și mi este sincer foarte greu să mă adaptez cu situația și să plec la un post peste hotare, la un lucru care este mai plătit, pentru a le oferi lor strictul necesar. Nu mă refer la ceva ieșit din comun. Mă refer la ceea că pleacă a doilea la școală și este cheltuială și mai trece puțin, se duce și Alexandru la școală și grădinița la, Sofia la grădiniță și vreau ca ei să vadă lucruri frumoase și să aibă studii, să aibă un viitor în viață și studiile acestea măcar să le facă ca să nu ajungă și ei la vârsta de 30 de ani, având un copil 2 și să îi lase și să vorbească așa pe telefon sau să vadă copiii în pozi. Vlad, a fost multe momente și multe clipe care îmi venea să las mâinile în jos, chiar și copiii. Câteodată, știți, îi culcam și mă uitam la ei și zic, o, Doamne, ziua de azi a trecut, mâine vedem, ne sculăm, vedem ce facem, chiar și de aceeași mâncare, chiar și de aceeași plată pentru grădiniță. Mă gândeam să-i hrănesc pe ei, dar totodată mă gândeam că trebuie să mănânc și eu, ca el din burtă, tot trebuie să alimenteze cu ceva. Și aveam, era anul 2013-2014, aveam 5 lei pe zi care puteam să-i cheltui. Era să procur o franzelă și o mivină mică. Da, supă de asta. Și eu o făceam și îi hrăneam pe ei. Și rămâneam, mâncam și eu. În orice caz,
nu stăteam să aștept ceva să-mi cadă din pod, deoarece tot eram la gazdă, primeam ajutor social, dar tot se ducea pe gazdă și pe comunale. Puțin și rămânea și lucram ocazional. Așa, fiind însărcinat, lucram ocazional, făceam 100-200 de lei pe zi, felul cum era în fiecare zi, dar... Dar ce le pare? Spălam scările la un bloc. Însărcinat. Nu mi-e rușine, știți, de faptul acesta, pur și simplu, nu am furat banul și ala, nu am făcut o faptă care să-mi pară rău sau să-mi fie rușine. Era bani făcut, câștigat de mine în modul care atunci ea mi se oferea la moment. Mulți îmi spuneau că, oi, uite, Cristina, acum nu-ți pare rău, mama ta este peste hotare, dar tu speli scările aici, Ian, și însărcinat. Spune, băi, mama mea are munca ei, eu nu sunt de 15-16 ani ca să stau la întreținerea lui mama. Am copiii mei, am asta, Ian, adică a fost alegerea mea și după fiecare faptă, fiecare răspunde, știți? Am făcut 3 copii, 4, trebuie să le port de grijă, după posibilitate. Familia trebuie să fie unită și copiii nu trebuie cumpărați cu cadouri, copilul are nevoie de iubire și de dragoste a părinților și are nevoie de părinți alături. Vă mulțumim și la revedere, sănătate, pa, pa!